Vă salut! Suntem la viitor cu clasă. România se relaxează. Putem merge să dansăm, ieșim la terase și putem sta până noaptea târziu. Ce se întâmplă, însă, cu educația? Nu știm încă, dar vorbim astăzi despre asta cu cel care coordonează sistemul de învățământ din România. Ministrul Educației Sorin Campeanu. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu. Eu cred că putem ști atât cât putem ști în absența unui glob de cristal. Putem ști ce se întâmplă cu educația. Domnul președinte Claus Iohannis a anunțat a seară, chiar a seară, că România se relaxează. Am vorbit despre școală un minut, la final. De ce se întâmplă asta? Pentru că școala a beneficiat de primele măsuri de relaxare. Înaintea oricărui alt domeniu. Îmi place să vă pot reaminti că, începând cu data de 5 mai, au fost luate primele măsuri de relaxare care au fost în școli. Mai exact, prin Ordinul Comun, Ministrul Educației, Ministrul Sănătății au putut să meargă la școală pentru prima oară, după o lungă perioadă, toți elevii din școlile speciale, toți elevii cu cerințe educaționale speciale. A fost o măsură de între ghilimele, relaxare. De asemenea, tot atunci s-a luat decizia de a se putea merge la școală cu prezență fizică fără condiția de înjumătățire a efectivelor claselor terminale. Tot atunci, o altă măsură de relaxare a fost permisiunea derulării orelor de recuperare din Programul Național de Acțiuni Remediale, sunt 250.000 de elevi, de a putea merge la școală cu prezență fizică pentru ore de recuperare, indiferent de scenariu, indiferent de clasa în care sunt înmatriculați. Deci, în școală au fost luate încă de la începutul lunii mai, primele măsuri de relaxare. S-au simțit neimportanți foarte mulți profesori, elevi și părinți aseară când, la finalul declarației, Poate a zis -a simțit președintele care au uitat a... că primele măsuri de relaxare au fost luate tocmai în școală, tocmai pe baza importanței educației. Pentru că, pe de altă parte, a anunțat un lucru important. Anul școlar s-ar putea încheia cu toți elevii în bănci. Nu-i așa că măsura aceea de extindere a perioadei de cursuri, chiar dacă n-a fost posibilă până pe 2 iulie, s-a extins perioada de pe 18 iunie până pe 25 iunie? Nu-i așa că prinde bine o săptămână de școală cu prezență fizică pentru toată lumea? Vom vedea. Vom vedea. Eu cred că da. Pentru că, într-adevăr, astăzi avem o rată de infectare mai mare de 1 la 1000 într-un număr de 654 de localități. Doar săptămâna trecută, vineri, vinerea fiind ziua de referință pentru modul în care se derulează procesul didactic în școli pe întreaga săptămână următoare, aveam 939 de localități. Astăzi avem 654. Asta înseamnă Că peste 2,6 milioane de elevi vor putea să meargă toată săptămâna viitoare, 17 mai, 23 mai, cu prezență fizică în școli. 90% din numărul total de elevi. Doar 10%, din păcate, e vorba de elevii din clasele a 5, a 6, a 7, a 9, a 10, a 11. În număr de 300. Inclusive de în București, 1000, inclusiv în București, unde rata de infectare astăzi este 1,21 la mie, din păcate mai mare de 1 la mie, Acești elevi vor rămâne săptămâna viitoare în sistem online. Sperăm cu toții ca vinerea viitoare, pe 21 mai de Sfinții Constantin și Elena, să avem o veste bună în care și București și multe alte localități vor avea o rată de infectare sub 1 la mie. Să sperăm că se va confirma acest trend descendent știut, fiind faptul că vom avea deja două săptămâni de la revenirea din vacanța destinată sărbătorilor pascale, deci este o emoție din acest punct de vedere, să sperăm că se va confirma trendul descendent și că în București, plus în multe alte localități, vom avea o rată de infectare sub 1 la 1000. Știm în acest moment cum stăm cu rata de infectare în rândul elevilor? Câte cazuri avem? Da, știm. Câte? La nivel național. 249 de elevi sunt uh, infectați astăzi. Drept pentru care un număr de exact 100 de clase, astăzi, 14 mai, au activitatea cu prezență fizică suspendată. Deci funcționează în ceea ce se numește scenariul roșu, în care, din cauza numărului de cazuri confirmate într-o anumită clasă se suspendă toate activitățile cu prezență fizică. Din fericire însă, tot în scenariul roșu ar putea să funcționeze localitățile carantinate. Din fericire, așa cum spuneam, astăzi în România nu mai există nicio localitate carantinată. Însă, însă, tot astăzi există mai multe localități în care rata de infectare este de aproape 10 la 1000, există în localități și peste 10 la 1000. Deși au o rată de infectare atât de mare, peste 10 la 1000 de locuitori, ele totuși nu sunt carantinate. De luni copiii renunță la masca de protecție afară, inclusiv intres, la orele de sport? Conform anunțului făcut, se, renunță, se poate renunța la obligativitatea purtării de măști de protecție în toate spațiile deschise, deci implicit și în curtea școlilor, cu condiția inexistenței unor aglomerări pentru că aceste aglomerări să nu existe. Ministerul Educației a solicitat astăzi, prin intermediul inspectoratelor școlare, ca în toate școlile să se păstreze regula programului orar decalat care generează pauze decalate care evită aglomerările din curtea școlii. Să nu se întâlnească absolut deloc pe cât pe posibil clase. Pe cât posibil, Fiind respectată această regulă, da. Elevii vor putea renunța la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile deschise, inclusiv, inclusiv la orele de sport afară, de educație fizică, da. nu vor purta asta. Dacă vor sta la distanță în timpul orelor, și așa da? mai departe, și nu se vor intersecta Aș cu alte vrea să clase. să vă spun că uh, ieri am făcut un adevărat tur al școlilor din uh, Ilfov. Sigur obiectivul a fost dublu. A am fost văzut că n-ați găsit laboratoare a fost unul dintre obiective, din păcate. Dar e bine să știm cum stăm. De mulți ani, elevii din România nu au mai beneficiat de laboratoare de fizică, de biologie, de chimie. Este un lucru extrem de important. În unele locuri, eu am avut elevo fiind și de fizică, și de biologie, și de chimie. Foarte bine dotate. Eu v-am spus că în tot județul Lilfov nu am găsit, nu spun că nu există în țară Însă, dacă într-un număr atât de mare de școli nu am găsit laboratoare funcționale, există laboratoare, dar nu sunt funcționale, este deja o mare problemă. De aceea ne concentrăm pe achiziția 10.000 de laboratoare din Planul Național de Redresare și Reziliență. Obiectivul, la nivel național? La nivel național. Obiectivul este ca aceste laboratoare să-și atingă scopul. Deci, ele să nu rămână. În cutii să nu rămână nefolosite în interesul elevilor, din diverse motive. Unul dintre motive, în Ilfos, spre exemplu, avem o problemă cu suprapopularea claselor. Au fost desfințate laboratoare, odată cu introducerea clasei pregătitoare, a fost nevoie de acele spații. Când vom avea și... laboratoarele? Când vom avea laboratoarele? Cheltuielile vor fi eligibile de îndată ce Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 29,2 miliarde, va fi aprobat de către Comisia Europeană. În continuare, deși este negociere în curs, educația beneficiază de 4,1 miliarde de euro, dintre care dotarea a 10.000 de laboratoare presupune o sumă importantă de circa 400 de milioane de euro. Deși negocierile sunt în curs, sunt convins că rezultatul final nu va fi deloc departe de ceea ce vă spun acum, că este pe masa negocierilor dintre România și Comisia Europeană. Am răspuns la Ministerul Educației deja la trei runde de negocieri, de clarificări care au fost solicitate și am beneficiat de un răspuns pozitiv din partea Comisiei Europene. Să vedem și aceste laboratoare. Este o problemă cu spațiile în care vor funcționa aceste laboratoare și este o problemă cu formarea profesorilor pentru a utiliza tehnologia aferentă a acestor laboratoare. Aș vrea să vorbim și despre formarea profesorilor, dar puțin mai încolo, pentru că acum arde foarte tare în ceea ce ați a doilea... anunțat dumneavoastră. Dați-mi da voie să-mi duc la bun sfârșit răspunsul. Un obiectiv a fost într-adevăr acesta pe care l-ați anticipat, a vedea în ce măsură există laboratoare funcționale. Un alt obiectiv a fost acela de a vedea în ce școli trebuie să intervenim pentru consolidare sau pentru extindere spații de învățământ. Alături de aceste două obiective, mergând în școli, am văzut și ore de educație fizică. Ore de educație fizică derulate în exterior, copii cu masca de protecție. Acest lucru nu se va mai întâmpla de săptămâna viitoare. După cum am văzut și ore de educație fizică derulate în săl de sport, copii cu masca și cu condițiile de aerisire a selurilor de sport respectate. Deci dacă în continuare vor face, să spunem, ora de educație fizică în sala de sport, trebuie să poartă mască. Asta da. În spațiile închise. Astea sunt, astea sunt regulile actuale, dar condițiile climatice permit organizarea o de educație fizică în exterior. Mulțumesc pentru șansa de a vă răspunde complet. Ce facem cu sesiunea de bacalaureat specială, care a dispărut anul acesta am văzut uh, foarte multe nemulțumiri în mediul online, din partea profesorilor, părinților și chiar uh, din partea elevilor, care poate vor fi în carantină, în izolare sau, din alte motive, nu pot participa la o sesiune specială. De ce s-a înlăturat? Tim, nu s-a înlăturat pentru că n-a existat. Știm că anul trecut a fost. Da, anul trecut a fost. Știm și cât s-au prezentat în sesiunea specială anul trecut. Câți? Cei care au avut probleme s-au prezentat. Câți? Vă întreb pe dumneavoastră. Câțiva. Sunteți cu cifrele. Câțiva, da, într-adevăr sunt cu cifrele. Atât de puțin încât... Câți au fost anul trecut? Câțiva. Important este să aibă șansa unei a doua sesiuni atât elevii de clasa 8 -a, cât și cei de clasa 12 -a. Pentru elevii de clasa 8 -a, am organizat o sesiune suplimentară de evaluare națională, la două săptămâni după prima sesiune, în zilele de 5, 6 și 7 iulie, acest lucru ne-a obligat să decalăm ziua în care se face, se finalizează repartizarea computerizată pe licee, din 16 iulie în 24 iulie. Sigur că este un neajuns. Pe de altă parte însă, am creat o a doua șansă elevilor de clasa 8 -a, care din motive medicale independente de voința lor, nu se pot prezenta la examenul de evaluare națională. La bacalaureat există de asemenea două sesiuni de examen. Sesiunea de vară și sesiunea de toamnă. Deși elevii de clasa 12 -a vor avea două șanse, precum elevii de clasa 8 -a, pentru a se prezenta la examenul național. Dacă s-ar fi putut dilata timpul și calendarul, am fi organizat și o sesiune specială dar punând în balanță plusurile și minusurile, decizia a fost aceea de a organiza două sesiuni pentru evaluarea națională, două sesiuni pentru bacalaureat. Separat de aceste sesiuni, sunt, din păcate, multiple cazuri particulare care vor necesita soluții particulare. Este vorba de elevi care își doresc să susțină examene naționale, dar din motive medicale nu, pot, nu se pot prezenta. În aceste situații, chiar dacă sunt în țară, chiar dacă sunt în afara țării, este o responsabilitate și o decizie o determinare a ministerului educației stă în, uh, să le oferectivele acest... ministrului să poată aproba derogări pentru ca toate aceste cazuri total deosebite să poată fi rezolvate în interesul elevilor. Atât elegerilor. pentru evaluarea națională, cât și pentru bacalaureat. Atât pentru evaluarea națională. Puteți cât să ne și dați pentru... niște exemple? Deci, Ce s-ar încadra? Una dintre situațiile care m-au impresionat cel mai mult a fost situația unei eleve care a finalizat învățământul gimnazial cu 10.00, care s-a prezentat la simularea pentru evaluarea națională, care a luat 10.00 la matematică, 10.00 la limba română care ulterior a fost depistată cu un cancer de stadiu 4 și care este internat într-un spital din Franța. Sunt și alte situații în care uh, examenul va putea fi susținut la domiciliu pentru elevii care nu se pot prezenta la examen. De unde Sub este supravegherea... această elevă, domnul ministru? Colegiul Lazăr. Ați cunoscut-o, Vă văd foarte Personal nu. Și de unde ați aflat despre cazul ei? A fost făcut o solicitare de derogare. În astfel de cazuri, ei ar putea da o sesiune specială. Am să solicit personal ambasadei României la Paris să, să avem sprijin pentru supraveghere pe parcursul examenului. Ce alte excepții? Despre ce alte excepții mai vorbim? Sunt mai multe decât ne-am dorit. La 3 milioane de elevi sunt prea multe cazurile speciale. Dar dacă vorbim despre un elev infectat cu SARS-CoV-2, el va putea avea o sesiune specială sau nu? Nu, el va avea șansa celei de-a doua sesiuni pentru a se putea prezenta. E vorba de cazuri medicale cronice care nu sunt infecțioase și care pot, prezent, pot permite susținerea examenului sub supravegherea cadrului didactic și ne gândim de asemenea și la posibilitatea de a oferi uh, Echipamente, laptopuri, pe care să fie instalate acele softuri care să asigure relevanța uh, evaluării prin intermediul examenului. Deci, ar putea face și asta? În măsura în care cei care doresc să susțină examenul uh, acceptă supravegherea video prin intermediul camerelor video, sigur că da, n-ar mai fi nevoie să. Și-ar putea da de acasă și examenele. Putea, da, da. E deci o noutate. Da, este o noutate. Suntem obligați să identificăm soluții pentru a rezolva toate aceste situații în care elevii n-au nicio vină. Dar n-au nicio vină nici dacă vorbim de infectare cu noul virus. Da, bine, că nu. Dar totuși vor, se vor încadra în sesiunea de toamnă. Nu în astfel de sesiuni speciale. Dacă vorbim de cei care susțin bacalaureatul, dacă vorbim de cei care susțin evaluarea națională, de am spus, sesiunea suplimentară este între 5 și 7... Iulie. Știm că pentru semestrul al doilea, tezele nu mai sunt valabile sau anulat. Dacă vor exista copii, elevi, care vor avea puține note pentru încheierea mediilor, vor avea libertatea profesorii să încheie cu două note. Știm asta. E o întrebare da. pe care am primit-o de la profesor. Există un ordin de ministru. E care... valabil. Da, bineînțeles că da. Se pot încheia mediile. cu minim două note, chiar dacă uh, numărul. Necesar în condiții normale este egal cu numărul orelor alocate respectivei discipline. Vom avea festivități Subtămânal. de final de an? Bună întrebare, bună întrebare. Nu m-aș hazarda să vă dau un răspuns înainte de a mă consulta cu colegii de la Ministerul Sănătății, pentru că nu am depășit, totuși, această criză sanitară. Se este, ia în calcul? Este nevoie, recunosc sincer, că în multitudinea de probleme cărora trebuie să le găsim răspuns, nu m-am gândit la un lucru care, într-adevăr, contează poate fi mult important. pentru copii și profesori. Dar dacă mi-ați adresat această întrebare, da, contează foarte mult. Sunt de acord. Ve este veți un moment unic în viața fiecărui. Veți demara noi. o astfel de discuție cu autoritățile competente da. pentru organizarea da. festivităților. La fel cum pot avea loc evenimente Prefet, afară. Nu, Da. Vom da. vedea Înțelegând importanța unor astfel de evenimente, odată ce sunt permise și alte evenimente în afara școlii, vom vedea în ce măsură și în ce condiții se vor putea organiza și aceste festivități de încheiere a unei perioade important în viața elevilor. La noi am văzut că am început deja, a început deja vaccinarea în rândul elevilor de peste 16 ani. Da. Așteptăm aprobarea și pentru cei mai mici dintre ei. <coughs> Organizăm uh, campanii de vaccinare în școli pentru elevi? Se pregătește Întâi asta? să vedem uh, aprobat vaccinul pentru elevii de vârstă mai mică de 16 ani. Până atunci aș vrea să vă spun că sunt 11.000 de elevi de 16 ani care sunt deja vaccinați, sunt 13.000 de elevi de 17 ani și peste 20.000 de elevi de 18 ani care au dorit să se vaccineze. Este un lucru îmbucurător. Au fost inițiative locale ale școlii, ale inspectoratului, ale DSP-ului care au facilitat vaccinarea elevilor. În momentul în care vom avea aprobat la nivel european și mai apoi la nivel național, știm că în Statele Unite a fost aprobat vaccinul pentru cei de vârstă mai mică de 16 ani, când vom avea aceste lucruri îndeplinite, am stabilit deja că vom avea o discuție între Ministerul Educației și Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare pentru a vedea care sunt modalitățile cele mai eficiente de susținere a vaccinării în școli, repet, pentru acei elevi care vor dori să se vaccineze, știut fiind faptul că acordul părinților este necesar în toate situațiile în care elevii sunt minori. Ar putea începe până la finalul anului școlar o astfel de campanie? Nu cereți să vă... să anticipez când va fi aprobat acest vaccin în Europa și în România. Nu știu să vă răspund. Începe, va fi un concurs foarte important în această vară, concursul directorilor rămâne 27 iulie? Prima parte, examenul scris, da. E bătut în cuie. Este anunțat deja. Va trebui să, cu minimum două luni înainte, deci care va să zic înainte de 27 mai, va trebui să publicăm în monitor oficial metodologia pentru derularea acestui concurs. Va trebui să fie cunoscută și bibliografia și să fie cunoscute toate condițiile de, de examen, atât pentru etapa întâi, examenul scris, la care e nevoie să iei peste nota 7 pentru a te putea prezenta în etapa a doua la partea de interviu. Nu e o foarte mare distanță între 27 iulie, partea de proba scrisă ba da. și interviu în ba septembrie? Ba da. ba da, este. Și mai cu seamă că directorii vechi vor începe ei anul școlar în școlile în care se află? Știți, sunt multe exemple în care alegerile s-au derulat înainte de încheierea mandatului. De la nivel mic, de la alegeri în universități până la nivelul cel mai. Mi-amintesc, cred că era anul 2014, când am avut alegeri în care, sigur, că mandatul a fost pus în aplicare la aproape o lună de la momentul alegerilor. Deci sunt astfel de situații. Nu spun că este perfect, dar repet, din motive de calendar. Fiind nevoie pentru proba de interviu de circa două luni, nu aveai cum să găsești cele două luni în luna iulie. Puteai să mergi în luna august, dar a fost o decizie pe care mi-o asum, după o perioadă în care uh, profesorii din România au fost puși la grea încercare, au fost nevoiți să predea online. fără pe inspectoratele pentru data de Fără să fie pregătiți, iulie? am considerat că este normal să respectăm vacanța cadrelor didactice în luna august și să nu punem niciun fel de activități în luna august. Ăsta este motivul pentru care am preferat să dăm acel examen scris în luna iulie pe data de 27, știut fiind faptul că mandatele directorilor de școli expiră în toată țara în data de 5 august. Cine va face subiectele? Cine le va concepe? Ce vor subiectele cuprinde? Subiectele vor fi concepute de către experți în științele educației. Ce vor, vor avea? Vor, directorii vor, ce verific, întrebări vor, vor avea verifica. Ce nu știu nici eu și nici nu o să le cunosc până cu o jumătate de oră înainte de debutul examenului. Și dacă nu o să le știu eu, nu o să le știe nimeni. Metodologia. La Metodologia ce să ne așteptăm? va fi publicată. Vor fi întrebări scurte cu răspunsuri scurte. În niciun caz nu vom, pentru a asigura relevanța, nu ne propunem să verificăm în ce măsură candidații cunosc fiecare articol cu semnele de punctuație aferente dintr-un. Vor fi lege. întrebări logice? Vor fi întrebări logice, vor fi întrebări legate de realitățile din sistemul de educație, <coughs> alături de întrebări care vor verifica abilitățile cognitive ale candidaților. Ajută asta. În a găsi un director care să gestioneze foarte bine o școală și să coordoneze o școală? Subiectele cognitive și logice? Cu siguranță, da. În general, o persoană inteligentă ajută în orice poziție, iar verificarea abilităților cognitive te ajută să pui în valoare persoanele inteligente. Vor fi verificate nevoie. și abilitățile digitale? Este nevoie de verificarea acestor abilități digitale, însă acest lucru se va face pe parcursul celei de-a doua etape a etapei de interviu, în care candidatul, în prezența comisiei, care foarte probabil va fi formată din 5 persoane, va putea să-și demonstreze și abilitățile digitale. Cine sunt aceste 5 persoane, dacă ne puteți spune? La momentul la care vorbim, nefiind definitivat, agreată componența comisiilor de interviu, pot doar să vă prezint o ipoteză. Ipoteza ar fi următoarea. Două persoane, două cadre didactice din interiorul școlii în care candidatul dorește să fie director, alese probabil prin vot secret de către cadrele didactice titulare din acea școală, la care se adaugă un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean, pentru că în conformitate cu legea, Inspectoratele Școlare Județene organizează aceste concursuri pentru ocuparea postului de director. Pentru că avem uh, o relație complexă, insuficient clarificată între Ministerul Educației, Inspectorate, Autorități Locale și Școli, vom avea și al patrulea reprezentant al autorităților locale. Cel de-al cincilea reprezentant, îmi doresc foarte mult să fie un reprezentant al unor firme cu puternice departamente de hr și de asemenea atunci când nu vom găsi uh, acești specialiști în resurse umane să apelăm la sprijinul universităților pentru a desemna membrii în comisiile de concurs dintre cei cu abilități manageriale demonstrate mai exact dintre aceia care au exercitat deja funcția de rector, prorector sau decan. Ce probă va cântări mai mult? Și vă rog, pe scurt, că aș vrea să mai vorbim și despre programul PROF. Interviul sau proba scrisă? Proba scrisă este eliminatorie. La interviu se pot prezenta doar cei care reușesc să ia peste nota 7. Interviul va fi proba finală decisivă în cazul în care există mai mulți candidați. Domnul ministru, Ați anunțat, Ministerul Educației a anunțat programul PROF, în care, din nou, ne punem toate speranțele pentru formarea dascălilor, dar înainte de asta aș vrea să vă arătăm un material despre programul CRED, în care, de asemenea, ne-am pus foarte multe speranțe și, când colegii mei sunt pregătiți, aș vrea să-l vedeți și dumneavoastră ce s-a întâmplat cu programul CRED. Pe scurt, înainte să vedem materialul. În programul CREDS au fost formați 33.600 de profesori. De ce e o nemulțumire a cadrelor didactice cu privire la acest program? Pentru că întotdeauna, pentru a fi format, ai nevoie de cineva care să te formeze. Acel cineva trebuie să știe. Pentru predare online, din păcate, în sistemul de educație din România, precum în alte sisteme de educație. Nu am avut suficient de mulți oameni pregătiți pentru a forma profesorii pentru predarea online. Ne uităm împreună, vă rog, la material? Da. În România, profesorii au însă la dispoziție mai multe metode de formare, oferite atât în sistem privat, contracost, cât și la stat. Ministerul Educației implementează de mai mulți ani programul CRED. Se desfășoară greoi. A avut un start mai slab, dar are deja peste 20.000 de profesori absolvenți la nivel național. Ce cuvinte asociați sintagmei resurse educaționale, Să dau un refresh, ia să vedem, a reușit cineva? Avem în derulare în acest moment seria 7. De cursanți, 247 de grupe la nivel național. Ce facem cu ceilalți profesori? Din câte știu, sunt mult mai mulți profesori la nivel național. Formarea continuă este un drept, o obligație, și la fiecare 5 ani, fiecare cadru didactic trebuie să intre într-o formă de perfecționare. Atât timp, însă, cât nu există o obligativitate, obligativitate o măsură coercitivă sau eu știu, nu putem să obligăm pe cineva să vină la formare împotriva voinței lui. Matematicianul Sorin Borodi declară că și el și alți profesori refuză să treacă prin acest program de formare pentru că în realitate se pierde vremea și se toacă fondurile europene degeaba. Iar fi povestit alți colegi care au absolvit și care nu și-ar fi modificat stilul de predare. Pe scurt, o pierdere de vreme în care formatorii și experții sunt bine plătiți. Constați că sunt cu totul și cu totul rupte de realitate copilul pe care îl văd ei în acele uh, foie, un copil care nu există în realitate. Nu este un program ușor. 120 de ore de formare pe parcursul a trei luni implică un ritm susținut de participare. Iată ce spuneau reprezentanții Ministerului în 2018, atunci când anunțau cu mare fast lansarea proiectului și când sperau ca până în 2021 să formeze 55.000 de cadre didactice, 30.000 de la gimnaziu și alți 15.000 de învățători. Trebuie să producă niște schimbări pozitive la nivelul activității didactice la clasă din perspectiva celor doi actori educaționali, profesor și elev. În programul CRED, fiecare modul se desfășoară online, cu profesori înscriși voluntari din toată țara. În teorie, ar trebui ca toți cursanții formați prin astfel de sesiuni să își perfecționeze un stil de predare centrată pe copil și nevoile lui, un stil prin care să se renunțe la vechea metehnă a predării cu spatele la elevi. Conform Eurostat, țara noastră are peste 170.000 de cadre didactice, din care o zecime au peste 60 de ani. În România, cheltuielile pentru educație se numără printre cele mai mici din Uniunea Europeană, iar slaba performanță a sistemului de învățământ și de formare nu ajută România să recupereze decalajele față de alte state membre, se arată într-un raport al Comisiei Europene. Am văzut un material realizat de colegul meu, Răriș Năstase, în cadrul campaniei Pierduți în Teleșcoală. Ce se întâmplă cu... sau ce așteptări să avem de la prof? În programul rând, prof? Ca <coughs> ce va fi rând. diferit față de cred? În care, iată, rând. Are cu tristețe, ministri. cu tristețe repet, faptul că predarea online, făcută cu profesori nepregătiți pentru acest lucru, făcută cu dificultăți de conectivitate și de acces la echipamente IT, a generat pierderi foarte mari, și în România, și în orice alt sistem. Soluția de compromis pe care cadre didactice au găsit-o, fiecare pregătindu-se cât a putut de bine, singur sau prin astfel de programe, a fost o soluție care a permis, o soluție de compromis, care a permis finalizarea anului școlar 2019-2020 și va permite și finalizarea acestui an școlar. Pierderile sunt însă mari. Așa cum foarte bine colegul dumneavoastră a prezentat în reportaj, elevii nu sunt Numere. Nici profesorii nu sunt numere. Spunea 170.000. Bun, ei sunt mai mulți. Dar fiecare dintre Măcar cei 100. Fiecare minunat. dintre cei 170 de au un profil uman, au o anumită pregătire, au anumite particularități. Nu cred este în acest greu. program. Domnul ministru. Este greu, nu vor crede în este greu să prinzi într-un singur program. Sute de mii de cadre didactice diferite, cu personalități diferite, dar trebuie să încerci. Repet, principala problemă este aceea a celor care îi învață pe cei care trebuie să fie învățați, care urmează să predea. Diferența între cred și prof este următoarea. Proiectul prof se derulează în școli. Vizează 100 de baze de practică pedagogică, vizează formarea a 28.000 de cadre didactice. Este un lucru esențial, este o șansă. Dacă el se derulează așa cum a fost gândit, va fi o mare șansă pentru toate școlile din România. Riscul de a da greș este foarte mare. Am spus că are o altă particularitate. Pune la oaltă într-o modalitate integrată formarea inițială și formarea continuă a profesorilor. Pune la oaltă învățământul preuniversitar și învățământul universitar. Sunt 11 case ale corpului didactic implicate și 4 universități. Eu cred în prof, cred în acest proiect. Sperăm să Eu vedem și rezultatele. Tot ce știu mai bine, pentru că acest proiect să-și atingă obiectivele, înțelegând foarte bine riscurile de a eșua dar dacă nu încercăm, sigur nu câștigăm. Suntem obligați să încercăm. Pentru că suntem obligați să schimbăm mentalitatea cadrelor didactice și nu mă exclud din rândul cadrelor didactice, am totuși o experiență de 30 de ani, care îmi spune că trebuie să devenim mai degrabă facilitatori de învățare, pentru că elevii vor avea acces din ce în ce mai mult la surse de informare diversificate și datoria noastră este să-i canalizăm către acele surse de informare pe care ei le pot folosi și care sunt cele mai eficiente pentru atingerea obiectivelor pe care de asemenea trebuie să le cunoaștem. Pentru asta trebuie să fim formați. Până avem 2000. nevoie de formare și sperăm să se întâmple asta. Vă mulțumesc mult, domnul ministru. Mulțumesc Din păcate, eu. nu mai avem timp, dar vă mai aștept la viitor cu clasă. Atât pentru astăzi, pe săptămâna viitoare.